Echipa de minivolei a Clubului Sportiv Școlar Zalău a obținut la sfârșitul săptămânii trecute două victorii în cele trei partide disputate în cadrul celui de-al patrulea turneu din cadrul Seriei G a campionatului național. Echipa de minivolei băieți a Clubului Sportiv Școlar Zalău are evoluții bune în actuala ediție de campionat. Repartizată în Seria G alături de CSS Lapidej, CSS numărul 2 Baia Mare, LPS Bistrița și Academia de Volei Marius Lazăr Zalău, echipa antrenată de Horea George a pierdut în cadrul celor patru turnee disputate până acum doar două partide, ambele în fața echipei CSS Lapidej. După disputarea primului turneu din prima parte a campionatului, echipa Clubului Sportiv Școlar Zalău s-a instalat pe locul 2 în clasamentul seriei, iar după cel de-al doilea turneu, organizat la Zalău și de la care a absentat echipa CSS Lapidej, elevii lui Horea Giurgiu au trecut pe prima poziție a clasamentului, după ce au câștigat toate cele trei partide disputate în sala de sport a colegiului tehnic Alessandru Papiu Ilarian. A urmat turneul cu numărul 3, disputat la Baia Mare, turneul la care echipa Clubului Sportiv Școlar a avut pauză și a coborât de pe prima poziție pe locul al doilea. La finalul săptămânii trecute, în cadrul turneului cu numărul 4, turneu găzduit de municipiul Bistrița, zălăuanii au avut o evoluție bună și au bifat două victorii în trei partide. În deschiderea turneului, sâmbătă dimineața, echipa CSS Zalău a învins LPS Bistrița, echipa organizatoare, cu scorul de 3-2, după care în jocul disputat după amiaza, zălăuanii au pierdut cu 3-0 în fața echipei CSS Lapidej. Duminică dimineață, băieții de la CSS Zalău s-au duelat cu concitadinii de la Școala de Volei Marius Lazăr, grupare pe care elevii lui Horea Giurgiu au învins-o cu 3-0 și se mențin pe poziția secundă în clasament, înaintea ultimului turneu programat în 5-6 martie la Zalău.